Cartea Apocalipsa, capitolul 5. Vă reamintesc că parcurgem studiul acesta pe cele 5 sola ale reformei, aceste 5 principii care au condus reforma protestantă. Și în mod special în această perioadă vorbim despre acest principiu Solus Christus, care înseamnă doar Hristos. Și în primul mesaj pe acest subiect am vorbit despre contextul istoric al Bisericii Catolice Medievale, când Luther a văzut că Biserica Catolică s-a îndepărtat de învățătura Scripturii și afirma că mântuirea omului este mediată înaintea lui Dumnezeu de biserică, de sfinți, de Fecioara Maria, de preoți și așa mai departe. Și Luther vede că aceste învățături sunt străine de Scriptură și că Scriptura ne învață că singurul mediator, singurul mijlocitor între Dumnezeu și om este Domnul nostru Iisus Hristos și condamnă cu vehemență aceste învățături. Apoi am văzut că chiar Domnul Iisus i-a învățat pe apostol că nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin El însuși. Ne-am uitat apoi în Coloseni și am văzut cine este Domnul Iisus Hristos, am vorbit despre persoana Lui, despre divinitatea Lui, despre puterea pe care a dat-o Dumnezeu de a conduce peste toate puterile din ceruri, peste puterile demonice, peste conducătorii pământului. El este capul bisericii, cel ce ține în mâna Lui toate lucrurile și am văzut că El este Dumnezeu creator, care a făcut toate lucrurile prin El și pentru El au fost făcute toate lucrurile. Ne-am uitat după aceea în Romani, în capitolul 5, și spuneam că era necesar ca pentru mântuirea noastră un om să trăiască o viață perfectă de ascultare, prin care să împlinească în mod perfect legea lui Dumnezeu. Și pentru că niciun om nu putea să facă lucrul acesta, Dumnezeu a pregătit un trup pentru Domnul nostru Iisus Hristos și L-a venit în trup, fără păcat, a fost ispitit ca noi, dar nu a păcătuit și a ascultat în mod perfect de Dumnezeu, ca prin credința în El noi să putem fi socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Și spuneam atunci că ne uităm la aceste aspecte unice ale persoanei și lucrării Domnului Iisus Hristos, care fac ca El să fie singurul mijlocitor între Dumnezeu și om. Și astăzi aș vrea să ne uităm la textul acesta din Apocalipsa, din capitolul 5, și în mod special să vorbim despre felul în care Hristos a realizat mântuirea noastră și împăcarea noastră cu Dumnezeu prin moartea Lui. Dar nu doar atât, am ales capitolul 5 din Apocalipsa pentru că, într-un fel anume, El îmbină toate celelalte lucruri despre care am vorbit deja până aici. Și apoi, de data viitoare, vom merge mai departe vorbind despre lucrarea de mijlocire pe care Hristos o face înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Așa că scopul pe care îl avem în această seară, cu capitolul 5 din Apocalipsa, este să ne uităm la persoana Domnului Iisus Hristos și, în mod special, să ne uităm spre cine este El, spre atributele Lui și spre felul în care El a realizat mântuirea noastră prin moartea Lui ispășitoare în locul nostru. Da? Din acest motiv, pentru că ăsta este scopul pe care îl avem, nu voi intra în toate detaliile din acest capitol. Și nu voi explica toate simbolurile care apar aici. De exemplu, faptul că sunt 24 de bătrâni înaintea lui Dumnezeu și aceștia au o valoare simbolică, de exemplu. Dar nu vom intra foarte mult în detalii pentru că nu ajută scopului pe care îl avem în acest mesaj. Parcurgând textul acesta și vorbind despre Domnul Iisus Hristos, cu siguranță vor apărea multe întrebări și curiozități care, din nefericire, vor rămâne nesatisfăcute. Da? Și poate cândva cu ajutorul Domnului în viitor vom parcurge în predicare, în studiu, cartea Apocalipsa. Dar pentru astăzi ne uităm la acest capitol 5 și vom vorbi în mod special despre felul în care Hristos ne-a mântuit prin moartea Lui ispășitoare. Am spus și la timpul de rugăciune, când am citit capitolul 4 din Apocalipsa, că cele două capitole se leagă împreună, da, și trebuie să ținem cont de ambele ca să înțelegem foarte bine mesajul din capitolul 5. Capitolul 4 din Apocalipsa ne spune că Ioan este luat de Duhul și dus într-o vedenie, o viziune pe care o are Ioan. Și el a văzut o ușă deschisă în cer și este dus înaintea lui Dumnezeu în cer, înaintea
scaunului de domnie, a tronului pe care Dumnezeu stă și conduce universul acesta. Și tot capitolul 4 descrie toată imaginea de acolo, cum era tronul lui Dumnezeu, fulgerele și tunetele, glasul care se auzea din tron, făpturile care sunt în jurul scaunului Dumnezeu, cele 24 de scaune de domnie cu 24 de bătrâni. Da? Deci ne descrie toată această imagine și ce se întâmplă în jurul scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Asta spune capitolul 4. Capitolul 5 continuă și vorbește despre ce se întâmplă mai departe, dar în același loc. Da? Deci nu este o viziune separată, nu este un eveniment separat. Întâi ne descrie, uite așa arăta tronul, asta făceau făpturile vin jurul lui Dumnezeu, cântau, i-aduceau slavă, bătrânii și-aruncau cununile înaintea scaunului lui Dumnezeu și îl lăudau pentru puterea lui și pentru felul în care conduce universul. Da? Și imaginea aceasta din capitolul 4 continuă în capitolul 5. Și spune Ioan că uitându-se la ceea ce vede acolo, el a văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte. Mai corect ar fi un sul, pentru că la vremea respectivă se scria pe suluri. Da, nu erau cărți ca acum cu file, dar era un sul care era în mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie, adică în mâna lui Dumnezeu. Și sulul acesta era scris pe dinăuntru și pe din afară, era închis și pecetluit cu 7 peceți, cu 7 sigilii. Asta este imaginea pe care o vede Ioan. Dumnezeu are o carte, Dumnezeu are un sul în mână care este pecetluit. Și asta este foarte important, că această carte este în mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Și ceea ce ne mai spune Ioan despre această carte pecetluită este că Dumnezeu își dorește ca ea să fie citită, da, să fie deschisă și citită. De aceea, versetul 2 ne spune că un înger puternic striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Da, și acest verset ne spune că a fost voia lui Dumnezeu ca această carte să fie deschisă și pecețile să fie rupte, acest sul. Da, pentru că, în general, când Dumnezeu transmite un mesaj, vedem asta și în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament, la vestirea nașterii Domnului Iisus, Dumnezeu trimite îngeri care anunță ceea ce Dumnezeu vrea să facă, ceea ce Dumnezeu intenționează să facă. Și atunci se aude acest înger puternic, care strigă cu glas tare, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și aceasta este o întrebare foarte importantă și interesantă. Pentru că versetul 3 spune că nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, care să fie vrednic, să fie în stare, care să merite să se apropie de Dumnezeu și să ia cartea din mâna lui Dumnezeu. Și vreau să fim foarte atenți la detaliile acestea și la imaginea aceasta, pentru că vorbim despre persoana lui Dumnezeu însuși care stă pe scaunul de domnie. Cine ar îndrăzni să se apropie de Dumnezeu, să-L atingă pe Dumnezeu, să ia cartea, sulul din mâna lui Dumnezeu? De aceea îngerul strigă, cine este vrednic? Și versetul 3 ne spune că nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Nici o ființă creată de Dumnezeu nu era în stare, nu era vrednică, nu merita această onoare, această cinste să se apropie de Dumnezeu, să ia această carte. Și acum a trebuit să ne gândim puțin la lucrul acesta, pentru că Ioan vede o scenă în cer, unde el vede niște făpturi vii, da, speciale, care au patru fețe și stau înaintea lui Dumnezeu. Sunt serafimii care își acoperă fața și sunt în jurul scaunului de domnia lui Dumnezeu și cântă. Erau acolo cei 24 de bătrâni. Sunt multe interpretări cu privire la cei 24 de bătrâni. Nu știm exact ce înseamnă. Eu doar atât sugerez că pot fi 24 de reprezentanți ai credincioșilor dintre evrei și neamuri, oricine ar fi ei. Dar oamenii aceștia sunt foarte importanți și stau în jurul scaunului de domnia lui Dumnezeu. Acolo se aflau Arhanghelul Mihail, Arhanghelul Gavril, printre cei mai mari și cei mai importanți îngeri ai lui Dumnezeu. Cu siguranță participau la această scenă glorioasă și cei ce au adormit și-au fost făcuți desăvârșiți. Și era acolo prezent în această mulțime de mii și zeci de mii
de miliarde de îngeri, de oameni care erau acolo. Era Avram, era Apostolul Pavel, era Apostolul Petru, care nu mai erau în viață la momentul când Ioan primește această revelație. Nimeni dintre aceștia nu a fost vrednic să se apropie de Dumnezeu și să ia cardea. Și vreau să subliniez lucrul acesta, pentru că, așa cum am auzit și v-am spus în alte dăți, sunt unii care cred că Domnul Iisus Hristos este Arhanghelul Mihail. Și fac această asociere. Nu este Arhanghelul Mihail, pentru că nimeni dintre îngeri, nici Mihail care era prezent acolo, nu a fost vrednic să se apropie să ia cartea din mâna lui Dumnezeu. Și atunci Ioan a început să plângă și unul dintre bătrânii spune: cineva totuși este vrednic. Nu este dintre cei creați, nu este dintre îngeri, dintre oameni sau din nicio altă făptură creată de Dumnezeu, ci este leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, care a biruit să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și este vorba despre Domnul Iisus Hristos, despre care noi am vorbit și am văzut din Coloseni că Domnul Iisus Hristos nu este o ființă creată, ci este egal cu Dumnezeu, împărtășind aceeași natură cu Dumnezeu. Cel născut din eternitate, din Tatăl, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, cum spune și crezul apostolic și ceea ce au înțeles creștinii de-a lungul timpului din Scriptură. Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși, cel ce este atotputernic, cuvântul creator al lui Dumnezeu, cel prin care au fost create toate lucrurile și pentru care au fost create toate lucrurile, a fost găsit vrednic să se apropie, să ia cartea din mâna lui Dumnezeu, să-i rupă pecețile și să o deschide. Ce-o fi fost acest sul, această carte? Și de ce era atât de importantă și de ce nu era nimeni vrednic să se apropie? Știu că ceea ce o să spun probabil că o să nască alte curiozități, dar v-am spus, nu voi intra în foarte multe detalii. De la capitolul 6 ni se spune ce este cu sulul acesta și cu cele 7 peceți. Și o să vedeți că începe Domnul Iisus, ia acest sul, deschide și rupe rând pe rând pecețile, aceste sigilii care erau puse. Și veți vedea că la fiecare pecete, la fiecare sigiliu pe care îl rupe, se întâmplă cât un eveniment în istorie. Da? Și se derulează eveniment după eveniment. Și în capitolul 6, la finalul capitolului 6, la versetul 12, când a rupt mielul pecetea 6, dar este penultima, zice: m-am uitat, iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Ce înseamnă asta? La ce se referă toată această descriere? Evident, la ultima zi a istoriei, și anume la ziua revenirii lui Hristos, când va pune capăt istoriei și va judeca pe cei răi pentru totdeauna. Deci, cu alte cuvinte, sulul acesta conține și era scris în el planul lui Dumnezeu cu istoria lumii acesteia. Planul de la un capăt până la altul, planul răscumpărării, al lucrării lui Hristos, al mântuirii, al lucrării Duhului Sfânt și al Bisericii în lume, și planul prin care Dumnezeu conduce lumea aceasta spre finalul ei, când va ajunge la sfârșit și va fi judecată și cei răi vor fi pedepsiți pentru eternitate și separați de cei binecuvântați și Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ nou pentru cei credincioși. Asta era cartea. Istoria lumii. Planul pe care Dumnezeu l-a făcut cu întreaga lume. Acum, o întrebare se naște: dacă la pecetea 6 am ajuns la finalul istoriei, când au loc evenimentele care urmează mai departe, nu? Și ceea ce se întâmplă în cartea Apocalipsa mai departe este că la pecetea 7, Ioan spune că se face o pauză acolo, cum sunt pecetluiți și puși deoparte pentru Dumnezeu, niște oameni și așa mai departe. Apoi urmează 7 trâmbițe, după aceste 7 trâmbițe urmează 7 potire,
Toate aceste evenimente care urmează nu sunt trei serii distincte de evenimente care vor avea loc câte 7 în viitor, ci este aceeași serie. Cu alte cuvinte, ceea ce Ioan vede la primele 6 peceți, reia în următoarele 6 trâmbițe, doar că adaugă detalii noi și dezvoltă ceea ce a spus în prima parte. După aceea, iarăși, o să vedeți în capitolul 11, în capitolul 14, se vorbește despre ziua judecății, despre finalul istoriei. Apoi revine de la capitolul 15 Ioan și vorbește despre 7 potire. Nu sunt evenimente noi diferite de cele despre care a vorbit, ci adaugă detalii noi la ceea ce spune la primele 6 peceți pe care le rupe mielul. În sfârșit, ideea este aceasta, că este cartea cu planul lui Dumnezeu pentru lumea aceasta și planul mântuirii. Cartea este pecetluită, este în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fie citită nu pentru că El nu știe ce scrie în ea, pentru că El a scris-o și El a pecetluit-o. Da? Cei care nu știau ce scrie în ea și care erau curioși și doritori și aveau nevoie să știe ce scrie acolo, erau arhanghelii, erau îngerii, erau sfinții care erau acolo prezenți și inclusiv Ioan, care este dus în această viziune și care plânge pentru că nu a fost nimeni găsit vrednic să deschidă această carte. Și atunci apare leul lui Iuda, rădăcina lui David, sau mielul care părea junghiat, care este Domnul Iisus Hristos. Și el este găsit vrednic, se apropie și ia această carte din mâna lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în actul acesta în care Dumnezeu dă cartea Domnului Iisus Hristos, mielului care era junghiat, noi avem de fapt aici descrierea momentului, dacă vreți așa, încoronării lui Hristos ca Domn al Domnilor și Rege al Regilor. Cu alte cuvinte, istoria lumii care este scrisă de Dumnezeu și este în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu o ia și o dă în mâna Fiului. Și Fiul este Cel ce devine stăpân și Domn peste întreaga creație și peste întreaga lume și peste biserică și El este Cel ce va participa în desfășurarea și va controla desfășurarea istoriei până la sfârșit și El este pe Cel pe care îl vom găsi la sfârșitul cărții Apocalipsa, stând pe tronul de Domnia lui Dumnezeu și judecând toate neamurile și judecând întreg pământul și judecându-l pe diavolul, pe profetul mincinos și așa mai departe. Are loc în coronarea lui Hristos, care a fost găsit vrednic pentru că a biruit ca să fie vrednic. El a învins, El a câștigat ca să câștige dreptul, așa, dreptul acesta de a lua cartea din mâna lui Dumnezeu. Și modul în care El a câștigat acest drept, a primit această onoare, este faptul că El a murit ca să răscumpere un popor pentru Dumnezeu. Asta spune textul nostru și uitați-vă în versetul 9, că toți aceștia cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să rupi pecețile. De ce ești vrednic? Căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ceea ce l-a făcut pe Hristos vrednic să merite această onoare de a deveni conducătorul lumii a fost moartea Lui ispășitoare pentru noi. Vom reveni la ideea aceasta, dar deocamdată să mergem mai departe și să parcurgem alte elemente din text care vorbesc despre Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, asta este scena. Ioan participă la această scenă a încoronării lui Hristos sau în momentul în care Dumnezeu îi dă toată puterea, toată autoritatea să domnească și să stăpânească. Nu este de mirare când găsim texte similare în Noul Testament, în care Domnul Iisus este prezentat ca stând la dreapta puterii lui Dumnezeu sau la dreapta lui Dumnezeu. Chiar Domnul Iisus Hristos a spus: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. În alte texte din Scriptură se spune că Dumnezeu, este textul din Coloseni, din Filipeni, Dumnezeu l-a făcut pe Domnul nostru Iisus Hristos Domn stăpânitor peste toate puterile cerești, toate puterile pământești, da, peste duhuri, peste îngeri, peste lumea aceasta. El este Domnul Domnilor și Cel care conduce universul acesta cu puterea Lui. Iată cum este descris Domnul Iisus Hristos aici. Unul din bătrâni s-a apropiat de Ioan, care plângea pentru că nu se găsea nimeni să deschidă cartea, și spune: iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Cel care primește din partea Dumnezeu autoritate de a
conduce, de a stăpâni cu suveranitate peste întreg pământul, în numele lui Dumnezeu, este leul lui Iuda. Expresia aceasta, leul din seminția lui Iuda, este din Cartea Geneza, capitolul 49. Și am să vă citesc acest text scurt, sunt două versete acolo. Atunci când Iacov își binecuvintează pe fiecare cei 12 copii ai lui, când ajunge la Iuda, spune așa, la versetul 8, Iudo, tu vei primi laudele fraților tăi. Mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi. Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta. Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă tocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va scula? Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui până va veni Shiloh, adică Mesia. Și de el vor asculta popoarele. Toată această imagine, această binecuvântare pe care Iacov o dă lui Iuda, este de fapt o profeție despre Domnul Iisus Hristos. Cel care zdrobește vrăjmașii, cel care este asemenea unui leu, și imaginea aceasta a leului este foarte puternică. Da? Leul, acel animal puternic, măreț, care nu are frică. Asta este imaginea despre Hristos. Asta era profeția Vechiului Testament. Asta se așteptau evreii să vadă când vine Mesia pe pământ. Mai mult decât atât, imaginea continuă, descrierea Domnului Iisus Hristos ca fiind rădăcina lui David. Adică cel care vine pe această linie genealogică, da, și este rege, este fiul lui David, care pe umerii lui are împărăția lui Israel. Și asta așteptau evreii să vadă. Și acum dacă Ioan aude și unul din bătrânii spune, uite cine a biruit, leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, ce se aștepta să vadă Ioan venind? Această ființă glorioasă, puternică, măreață, care se apropie de Dumnezeu și să ia cartea din mâna lui Dumnezeu. Dar ce spune textul mai departe că a văzut Ioan? Și la mijloc, între scaunul de domnie și de patru făpturi vii și între bătrânii, am văzut, stând în picioare, un miel care părea junghiat. Dar tocmai ai spus că cel care a biruit și care se apropie de tronul lui Dumnezeu este un leu, este împărat, este din David. Și Ioan vede aici un miel și este contrastul ăsta atât de puternic între un leu, care este un animal puternic și puterea lui este una destructivă, fatală, și un miel, un animal inofensiv, un animal lipsit de apărare, care pe deasupra părea și junghiat. Pentru că cele două imagini, chiar dacă sunt contradictorii, da, adică sunt diferite, ele întruchipează pe Hristos și lucrarea pe care El a făcut-o. Atunci când Hristos s-a întrupat și a venit în lumea noastră, El n-a venit cu această putere a leului, a împăratului și nu s-a impus prin forță, ci El a venit cu blândețea pe care o are un miel, cu acea nevinovăție și s-a supus voii lui Dumnezeu. Și imaginea aceasta a mielului care părea junghiat, Ioan o mai folosește, spunând despre Domnul Iisus în Evanghelia Lui, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și Hristos vine în felul acesta, asemenea unui miel, și imaginea mielului este preluată iarăși din Vechiul Testament, acolo unde mielul este acel animal sau țapul, da, pe care Dumnezeu îl cerea de la evrei să fie adus ca jertfă de ispășire în ziua ispășirii pentru păcatele poporului. Pentru că mesajul pe care îl transmite textul acesta despre Domnul Iisus este că El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. De aceea îl vor lăuda mai târziu, dar îngerii împreună cu făpturile vii, cu bătrânii, spunând că vrednic este cartea pentru că ai răscumpărat, ai fost junghiat și ai răscumpărat cu sângele tău pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, de orice limbă și de orice norod. Domnul Iisus Hristos este mielul care părea junghiat. Și foarte importantă expresia aceasta, părea junghiat. Acum, dacă vezi un miel care este înjunghiat, mielul acela este un animal mort. Nu? Că tocmai de asta înjunghi un miel, ca să moară și apoi să-l consumi. El avea această rană de moarte. Cu siguranță astea erau semnele răstignirii Domnului Iisus Hristos. Numai că El este viu. El este viu și El stă în picioare în fața lui Dumnezeu.
Dar nu este nimic de mirat, pentru că însuși Domnul Iisus Hristos, în aceeași carte, Apocalipsa, îi spune lui Ioan, da, de la versetul 17, în capitolul 1, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. De aceea l-a văzut ca pe un miel junghiat și Domnul Iisus i-a spus, da, este adevărat, am avut această rană de moarte, am fost mort. Dar acum sunt viu în vecii vecilor și eu am putere, stăpânire peste moarte. El stătea în picioare în mijlocul acestor făpturi și mai spune despre el că avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Acum, iarăși, imaginile acestea sunt luate din Vechiul Testament. Imaginea cornului, și veți găsi în mod special în cartea Daniel, despre diferite împărății care se ridică și sunt asemănate cu fiare, în berbecunța apă, care are un corn puternic, și cornul simbolizează puterea, da, acea putere politică, militară, a unui conducător, a unui rege. Și Hristos este cel ce are 7 coarne. Adică cel ce are puterea și suveranitatea absolută a lui Dumnezeu, pentru că asta este puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și Hristos este stăpân și domn. Și el are 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, și acești 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri, cu siguranță nu sunt 7 duhuri ale lui Dumnezeu, este un singur duh, este o referire la Duhul Sfânt. Și unul din argumente este chiar în Apocalipsa, capitolul 1, unde în versetul 4 și 5, unde spune așa, Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era, celui ce vine. Și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului de domnie și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. Și vedeți că Ioan accentuează că Domnul Iisus este cel întâi născut din morți și este Domnul împăraților pământului. Dar spune aici că, da, salută bisericile cu har și pace din partea celui ce era, celui ce este, celui ce vine. Și din partea celor 7 duhuri. Cum adică har și pace din partea celor 7 duhuri? Faceți aminte că noi când ne-am mai uitat în epistole, am văzut că Pavel obișnuiește să salute bisericile spunând har și pace din partea lui Dumnezeu Tatăl și a Domnului Iisus Hristos. Și învățăm din Scriptură și știm că cel ce dă harul și pacea bisericii este Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos. Dar doar Dumnezeu, doar Iisus Hristos, doar o ființă divină poate să dea har și pace. Nu o dau nici îngerii, nici alte făpturi, nici alte ființe create de Dumnezeu, ci doar Dumnezeu. Și aici, împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Domnul Iisus Hristos, sunt cele 7 duhuri care sunt simbol pentru Duhul lui Dumnezeu, care dă har și pace, pentru că și Duhul Sfânt este una din persoanele Trinității, care este egal cu Dumnezeu Tatăl, egal cu Dumnezeu Fiul și împărtășesc aceeași natură, aceeași putere, același har. Deci cele 7 duhuri este Duhul Sfânt și Hristos este mielul care părea junghiat, care are 7 coarne, suveranitatea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Cele 7 duhuri, da, care sunt aici și asociați cu 7 ochi care văd peste tot pământul, și această imagine o să mai găsim în Apocalipsa, ea apare și în cartea Zaharia de vreo 2 ori. Imaginea este a ochilor lui Dumnezeu, celor 7 ochi al lui Dumnezeu care văd pe tot pământul, care știu toate lucrurile și este un semn, da, un simbol al omniștienței lui Dumnezeu și al suveranității lui Dumnezeu care vede și controlează toate lucrurile. Și cel care acționează acum în lume este Duhul Sfânt, care este prezent în biserică și care ține în existență toată creația lui Dumnezeu. Da, bine, acum noi intrăm în detaliile acestea despre rolurile diferite pe care cele trei persoane ale Trinității, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, le au în relație cu creația. Dar Hristos este Cel ce are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, adică este suveran, este omniscient și este omnipotent prin Duhul lui Dumnezeu. Asta este imaginea pe care o vede Ioan despre Domnul Iisus Hristos. Și El este singurul care este vrednic să se apropie și să ia această carte din mâna lui Dumnezeu, să preia controlul, să preia puterea, să preia conducerea istoriei lumii și a pământului. Și se mai întâmplă ceva foarte frumos aici, în versetul 8, când a luat cartea, cele 4 făpturi vii,
Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mirului, având fiecare câte o lăută și potire de aur plină cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă. Am mai văzut făpturile vii și cei 24 de bătrâni aruncându-se cu fața la pământ și cântând, în capitolul 4. Și s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat și au cântat lui Dumnezeu. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi fost o ființă mai puțin decât Dumnezeu, dacă nu ar fi fost Dumnezeu, atunci înseamnă că în acel moment, în fața tronului de domnie al Dumnezeu, ar fi avut loc un act de idolatrie, ceea ce Dumnezeu n-ar fi permis niciodată. Dar pentru că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Creatorul, este Domnul, este Stăpânul, este Dumnezeu suveran și atotputernic, de aceea, ființele vii, cei 24 de bătrâni, împreună cu îngerii, se închină înaintea Domnului Iisus Hristos. Și asta este o imagine foarte puternică pentru biserica care se afla în persecuție, pentru biserica care mărturisea pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Și Ioan vine și spune, iată cine este Hristos, iată de ce trebuie să-L urmăm pe El, iată de ce trebuie să stați credincioși, să rămâneți credincioși până la capăt. Pentru că El este Dumnezeu și Domn și Stăpân. Și cântau această cântare nouă și ziceau, vrednic este să iei duc cartea și să-i rupți pe cețile. Să-i rupi pe cețile. Căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni de orice seminție, de orice limbă și de orice norod, de orice neam și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Vedeți, accentul în textul acesta cade pe moartea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos care l-a făcut vrednic. Acum, din punctul acesta de vedere al faptului că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu, El era vrednic oricum, dar nu avea nevoie de vreo calificare în vreun fel anume ca să poată să ia cartea în mână. Dar când textul vorbește aici, vorbim despre Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat și a devenit om. Și aici avem o singură persoană, o singură ființă, care în natura ei este în măsură egală, o ființă divină, este Dumnezeu însuși și este om în totalitate. Iisus Hristos, Dumnezeu, om. Din postura aceasta de om, El trebuia să se califice să poată să facă lucrul acesta. De aceea noi credem că Domnul Iisus Hristos este singurul care poate sluji ca mijlocitor între om și Dumnezeu, pentru că în El sunt ambele naturi. El poate fi legătura noastră directă cu Dumnezeu, pentru că El însuși este Dumnezeu și El poate mijloci pentru noi, înaintea lui Dumnezeu, pentru că El însuși este om. Ambele naturi se găsesc în persoana lui Iisus Hristos și El este singura persoană, singura ființă în care cele două naturi se împletesc în mod armonios și în mod perfect. Fără ca vreun fel sau altul, divinitatea Domnului Iisus Hristos să facă ca umanitatea Lui să fie alterată în vreun fel. Sau fără ca în vreun fel anume, umanitatea Lui Hristos să facă să fie alterată, afectată în vreun fel divinitatea Lui. Cum se întâmplă lucrul acesta când Hristos este 100% Dumnezeu, neafectat în natura Lui de umanitate? Și invers, că Domnul Iisus este om 100%, fără să fie afectat în natura Lui umană de divinitatea Lui? Ei bine, acesta este un mister la fel de neînțeles precum este existența unui singur Dumnezeu în trei persoane. Dar asta este ceea ce ne învață Scriptura. Și Hristos, Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat, El s-a întrupat tocmai cu scopul acesta, să vină să ne răscumpere și singura modalitate prin care puteam fi răscumpărați era printr-o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Noi data trecută am vorbit și am văzut din Romani capitolul 5 că era necesar ca cineva să asculte în mod perfect de legea lui Dumnezeu ca noi să putem fi socotiți neprihăniți. Cineva să asculte în locul nostru și această ascultare perfectă a lui Dumnezeu să ne fie atribuită nouă ca Dumnezeu să ne primească în părtășie cu El și în binecuvântările Lui eterne. Și Hristos a venit să asculte de legea lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu în mod perfect. Dar această ascultare pe care o cere Dumnezeu de la Hristos a implicat mai mult decât împlinirea legii vechi testamentale sau legii morale a lui Dumnezeu sau a oricărei alte porunci a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are o poruncă specială pentru Hristos și anume, chiar Domnul Iisus ne spune în Ioan capitolul 10, aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Să-mi dau viața pentru oile mele. Și textul din Filipeni ne spune că Domnul Iisus a luat chip de rob și s-a făcut ascultător. Până unde?
ascultător până la moarte. Cu alte cuvinte, moartea lui Hristos este voia lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu pentru Fiul lui care s-a întrupat. Și ascultarea lui Hristos de Dumnezeu trebuia să implice inclusiv moartea lui răscumpărătoare, moartea lui ispășitoare prin care păcatele noastre sunt iertate, sunt spălate, vina noastră este îndepărtată dinaintea lui Dumnezeu. Pentru că problema noastră înaintea lui Dumnezeu era că din cauza păcatului noi ne-am făcut vinovați în fața Sfințeniei lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu este sfânt și pentru că Dumnezeu este drept, Dumnezeu nu putea trece cu vederea păcatului și trebuia să pedepsească păcatul. Și singura modalitate în care păcatul putea fi pedepsit în mod drept și Sfințenia lui Dumnezeu să fie satisfăcută, dreptatea lui Dumnezeu să fie satisfăcută, era ca cineva să poarte pedeapsa pentru păcat, care este moartea. Dar noi nu puteam să suferim moartea, această pedeapsă, pentru că moartea ne-ar fi dus în iad veșnic, în blestem veșnic, și ne-ar fi separat pentru eternitate de Dumnezeu. De aceea Hristos a venit și a trăit o viață perfectă, fără păcat. Și a putut să fie acel miel al lui Dumnezeu, așa cum cerea legea lui Dumnezeu, fără pată, fără cusur, acel miel perfect, acea jertfă perfectă de ispășire, care de bună voie, și asta spune Domnul Iisus în Ioan 10, de bună voie îmi dau viața, am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. De aceea, textul din Evrei pe care l-am citat data trecută spune: tu mi-ai pregătit un trup, n-ai voie nici jertfă, nici ardere, tu mi-ai pregătit un trup și după cum este scris în slujul cărții, am zis, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Voia lui Dumnezeu care implica moartea Fiului Lui în locul nostru, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragostea lui Dumnezeu față de noi a fost atât de mare, încât în planul Lui pe care L-a făcut de la începutul, de când a întemeiat lumea, a fost acesta, ca Hristos să vină și să moară pentru aceea pe care Dumnezeu i-a pus deoparte pentru Sine. De aceea cântau acești oameni și lăudau pe Hristos: vrednic ești să iei tu cartea și să rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice om. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Și acum vreau doar să vă reamintesc lucrul acesta. Sângele lui Hristos a realizat mântuirea noastră, moartea lui Hristos. Și scena aceasta în care Domnul Iisus merge înaintea Tatălui în ceruri și în fața îngerilor, a miliardelor de îngeri, în fața sfinților, în fața făpturilor vii, în fața bătrânilor, primește putere din mâna lui Dumnezeu să conducă, să fie Domn, pentru că a dus la îndeplinire planul lui Dumnezeu prin care trebuia să moară. Scena aceasta ne spune nouă că lucrarea lui Hristos a fost eficientă și ea este suficientă. Cu alte cuvinte, aceea pe care Hristos i-a răscumpărat prin sângele Lui, aceia care cred în Domnul Iisus Hristos, ei sunt o împărăție de preoți pentru Dumnezeu și ei vor împărăți. Nu e probabil să împărățească dacă vor asculta, dacă vor rămâne în credință, dacă... Nu, nu-i doar o probabilitate, este o siguranță. Hristos ne-a răscumpărat, Dumnezeu este satisfăcut, și Dumnezeu l-a încoronat pe Hristos, rege al nostru, tocmai pentru că întreaga lucrare de mântuire a lui Dumnezeu a fost împlinită prin Hristos. În felul acesta, Hristos a biruit, de aceea spune, a biruit ca să deschidă cartea și pecețile. Și închei cu gândul acesta, spunând despre ce înseamnă că Hristos a biruit. Acest lucru că Hristos a biruit înseamnă că El a învins toți acei vrăjmași, acei dușmani care erau ai lui Dumnezeu și care ne separau pe noi de Dumnezeu. Și primul pe care l-a biruit și pe care l-a învins a fost păcatul. Și faceți aminte că Hristos a fost ispitit de însuși diavolul. Și cuvântul diavol, în limba greacă, dar înseamnă vrăjmaș, inamic. Inamicul lui Dumnezeu, dușmanul lui Dumnezeu, a venit să-L ispitească pe Iisus Hristos ca să-L facă să păcătuiască și să ruineze planul de mântuire. Dar Hristos a biruit păcatul. El a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și pentru că El a biruit păcatul, ne-a dat și nouă această autoritate și ne-a eliberat de sub puterea păcatului și ne-a dat puterea să trăim o viață sfântă și neprihănită prin biruința pe care a câștigat-o El.
Apoi Hristos l-a învins pe însăși diavolul prin suferința pe care a avut-o și prin moartea lui. Și vă aduceți aminte despre această promisiune a lui Dumnezeu și despre această profeție că Hristos va suferi chiar din cartea Geneza, când spune că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, dar nu înainte ca șarpele să zdrobească sau să muște călcâiul lui. Cu alte cuvinte, Hristos este lovit de diavolul cu această suferință, cu această moarte dureroasă pe care o experimentează. Și numai acea moarte, dar suferința din timpul vieții, Hristos nu a trăit o viață confortabilă, o viață de om bogat, o viață fără nicio problemă, ci a venit în lumea aceasta blestemată, în lumea aceasta păcătoasă, în lumea aceasta coruptă, în lumea aceasta plină de lipsuri și de suferințe, și a trăit în ascultare și în zmerenie de Dumnezeu și a experimentat suferința ca prin suferință să fie învins diavolul. Și ceea ce Dumnezeu a zis, că diavolul va provoca suferință lui Hristos, mușcându-i călcâiul, zdrobindu-i călcâiul, acest act al diavolului, această suferință, a dus de fapt la moartea sau la zdrobirea pentru eternitate a diavolului. Și el este învins. O, da, trăim într-o lume în care diavolul încă lucrează. Trăim într-o lume în care biserica încă este atacată. Dar Hristos a câștigat biruința odată pentru totdeauna. Acum este doar o chestiune de timp până când va îndepărta definitiv orice lucrare a diavolului și pe cei necredincioși. Și ultimul dușman pe care îl va învinge, el l-a învins deja, este moartea. Pentru că Hristos a fost mort și a înviat. Și acum el are cheia locuinței morții și putere asupra morții. Și într-o zi va ridica din morminte pe toți cei ce cred în el. Și moartea, împreună cu diavolul, cu păcatul, toate acestea sunt nimicite. Hristos a biruit. Toate aceste lucruri care ne țineau pe noi departe de Dumnezeu, păcatul nostru, diavolul care era împotriva noastră, moartea care ne ține sclav în frică, am fost eliberați de ele prin moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți, noi avem și cântecul acesta care cântăm de obicei la sărbătoarea Paștelina. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Pentru că prin moartea lui, el a învins moartea și a învins pe diavolul și a învins păcatul și ne-a eliberat. Și ne-a făcut pe noi acum o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru. Toate aceste făpturi, toți acești îngeri, pătrânii, tot ce este în cer, stăteau și strigau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Amin.